10. Și vreau să citim împreună de la versetul 1 și până la versetul 11. Cartea prorocului Ieremia, capitolul 18, citim la versetul 1 până la versetul 11. În Biblie este pagina 755. Veniți să ne ridicăm când citim acest cuvânt al Domnului. Cuvântul Domnului vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului și acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să-l fac. Tot așa, însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îl voi zidi și că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. De aceea vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi. Așa vorbește Domnul. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptați-vă umbletele și faptele. Amin. Te rugăm, Doamne, și acum când stăm înaintea cuvântului Tău și stăm înaintea Ta, te rugăm să ne modelezi așa cum modelezi vasul. Doamne, noi nu cunoaștem viitorul, dar Te cunoaștem pe Tine și ne încredem în mâna Ta. Mă rog să ne dai Tu înțelepciunea ca să alegem ascultarea de Tine în toate împrejurările, indiferent dacă este ușor sau greu. Te rugăm, lucrează, Doamne, după îndurarea Ta și în viața lui Olga și în viața noastră. Vrem să ne supunem și să-ți dăm Ție slavă pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Bunica mea din partea mamei este la origine din Vadul Crișului. Cei care ați fost cu trenul de la Cluj la Oradea, știți că la un moment dat trenul intră într-un defileu, este așa îngust, sunt munții aproape și acolo în defileul acela este Vadul Crișului. Este un sat care a ajuns să fie cunoscut prin vasele de lut pe care le făceau. Și în vremea când nu erau atâtea fabrici care să facă tot felul de vase, oamenii de acolo făceau vase de lut și le vindeau la toate târgurile din prejur. Aveau un lut foarte bun. În urmă cu aproape 10 ani a fost fiica noastră Patricia cu un grup de misionari pentru o școală biblică de vacanță și și-a întâlnit atâtea rude cât nici nu știa că are. Pentru că aproape toți din sat au zis, păi și noi suntem rude, și noi suntem rude cu tine. Și când a venit de acolo, mi-a adus ceva. Mi-a adus un ulcior pe care l-au făcut ei pe roată. Este, ar fi trebuit să-l aduc acum după masă, cam așa de mare. Și este un lut alb, un lut frumos. Și a avut ocazia să vadă atunci cum lucrează olarul pe roata lui și cum face vasele astea de lut. Și Domnul îl cheamă pe Ieremia într-o zi și îi spune, Ieremia, coboară-te în casa olarului, vreau să te învăț o lecție. Și Ieremia coboară în casa olarului
Și vede acolo ceva ce se întâmpla. Și este foarte simplă lecția pe care l-a învățat Domnul pe Ieremia în casa olarului. Spune, s-a uitat la olar, olarul a luat o bucată de lut, a pus-o pe roata olarului și a început să învârte roata. Și cum învârtea roata, a început să apese lutul acela și să-i dea forma pe care voia. Dar oricât s-a chinuit, n-a ieșit vasul așa cum a vrut. Și atunci spune, olarul a luat bucata aceea de lut care nici cum nu lua forma care voia el, a sfărâmat-o, a pus-o înapoi acolo, mai fi frământat-o și a luat o altă bucată și a început să facă și a făcut un vas așa cum a vrut el. Și lecția care Domnul vrea să-l învețe pe Ieremia și lecția care ne învață Domnul pe noi este că el este olarul și noi suntem în mâna lui așa cum este lutul în mâna olarului. Vedeți, Dumnezeu lucrează întotdeauna cu un scop. Noi nu înțelegem scopul lui întotdeauna. Știm care este scopul final, pentru că Dumnezeu ne descoperă în cuvântul Său care este scopul final. Și dacă vă uitați în Romani, în capitolul 8, acolo vedeți care este scopul final al lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, versetul 28, spune, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui, căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Scopul final al lui Dumnezeu pentru fiecare copil al Lui este să fie ca și Domnul Iisus Hristos, să seamene cu Domnul Iisus Hristos. Așa cum olarul atunci când ia o bucată de lut, se gândește deja cum va fi vasul. Dumnezeu, când fiecare dintre noi suntem zămisliți doar, Dumnezeu se uită la fiecare și spune, uite-te cum aș vrea să fie el, cum vreau să devină. Și pentru fiecare dintre noi, ținta finală este să devenim, să ajungem ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, dacă v-ați uitat cum lucrează olarul, lucrează încet. Acum, cu cât ai mai multă experiență, lucrezi ceva mai repede, dar tot nu lucrezi foarte repede. Dacă mergeți la Detroit ca să vedeți cum se fac mașinile, vedeți că au niște prese enorme și iau o bucată de tablă, o bagă în presă și într-o fracțiune de secundă cade acolo presa, matrița aceea, și îndoaie tabla și o face exact așa cum arată o aripă de mașină. Într-o secundă e gata făcut aripa de mașină. Ca să faci un vas pe roata olarului, nu-l faci într-o secundă. Îți trebuie timp. Dumnezeu are răbdare cu noi. N-ar fi frumos dacă în clipa în care te-ai pocăit, ai fi desăvârșit. Așa, odată să te treacă un curent așa din creștet până în tălpi și să fii perfect. Am vrea asta. Ne-ar scuti de tare multe dureri și tare multe bătăi de cap. Dar Dumnezeu alege să lucreze încet în formarea noastră. Are răbdare cu noi. Și este un proces mai lung prin care în fiecare zi El decide și El ne modelează. Sunt multe lucruri pe care noi nu le-am ales în ce ne privește pe noi. Care dintre dumneavoastră v-ați ales părinții? Nu i-am ales. Care ați ales țara în care să vă nașteți? Care v-ați ales frații? Nu? Care v-ați ales ce culoare să aibă părul, fără să-l vopsiți? Nu? Care v-ați ales culoarea ochilor? Sunt multe lucruri. Care ați ales cât de înalt să fiți? Nu? Cât ar vrea să fie mai înalți, mai subțiri, cu mai mult păr? Sau, nu? Sunt lucruri pe care nu le-am ales.
și nu avem control asupra lor. Și Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne-a făcut unici. Și fiecare este aparte, este diferit. Dumnezeu a decis unde să te naști, cine să-ți fie părinții, cine să-ți fie învățătorul, cine să-ți fie colegi la școală, cine să-ți fie frații, când să începi să chelești, când să înceapă cureaua să crească în diametru. Nu, sunt lucruri care El le-a decis. Și are răbdare și în fiecare lucru cu care lucrează, lucrează cu răbdare. Era o meditație scurtă care spunea, i-am cerut lui Dumnezeu să-mi îndepărteze greutățile, să-mi dea suferința, să îmi dea tot. Și în final spune, Dumnezeu nu mi-a dat ce i-am cerut, dar mi-a dat tot ce am avut nevoie. Dumnezeu nu ne dă ceea ce vrem, ne dă ce avem nevoie ca să devenim ceea ce ne vrea El să devenim. Dacă ați fi întrebat-o pe Olga în urmă cu 6 luni de zile, dacă alege să aibă cancer, ar fi spus că nu. Care ar alege să aibă cancer? N-alegem asta. Dar când Dumnezeu ne pune pe roata olarului, va începe să ne modeleze. Vorbeam cu cineva de la noi din biserică și îmi spunea, băiatul nostru, de când a aflat de boala lui Olga, altfel citește Biblia. Nu alegem. Dumnezeu este stăpân și Dumnezeu este suveran. Și El alege să ne modeleze. În pilda pe care i-o dă Domnului Ieremia, olarul îl reprezintă pe Dumnezeu. Vasul ne reprezintă pe noi. Dar roata olarului reprezintă mijloacele prin care Dumnezeu modelează și formează viața noastră. Sunt evenimente care ne modelează, sunt succese, sunt falimente, sunt accidente, toate ne modelează. Iona a fost chemat într-o zi de Dumnezeu și a spus Dumnezeu, Iona, du-te la Ninive. Du-te la Ninive, cetatea aceea mare, și spune-i că este hotărâtă judecata împotriva lor. 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și când aude Iona, Iona, în loc să meargă înspre răsărit, spre Ninive, o ia înspre apus. Și Dumnezeu rânduiește o furtună pe mare. Și când oamenii din corabie, disperați, spun, asta nu e o furtună obișnuită, ce se întâmplă aici, din pricina cui vine mânia lui Dumnezeu peste noi? Iona spune, eu sunt de vină. Aruncați-mă în mare și mare se va liniști față de voi. Și l-aruncă în mare. Și Dumnezeu rânduiește în clipa aceea, când Iona este aruncat în mare, să vină un pește care să-l înghită. Și peștele trebuie să treacă din Mediterană și să ajungă să-l ducă la Ninive. Și peștele ascultă de Domnul și face drumul să-l ducă până la marea, până în Golful Persic, probabil ca acolo să-l verse, să poată ajunge la Ninive. Domnul a trimis furtuna, Domnul a trimis peștele. Domnul i-a poruncit peștelui să verse pe Iona pe pământ. M-am gândit citind pasajul acesta. Dacă l-ar fi vărsat pe Iona, nu pe pământ, ci în apă unde era apa de un metru, probabil că se neca. Era așa de buimăcit de faptul că a fost 3 zile în pânte cu peștelui, încât nu era în stare să noate.
Dar spune că l-a vărsat pe pământ. Și Dumnezeu îi spune unui pește să facă lucrul ăsta. Și-o face. Iona se duce în cetate, predică, oamenii se pocăiesc, Iona iese afară din cetate și stă să vadă ce se întâmplă. Și începe să numere zilele, face numărătoare inversă. 40, 39, 38, 37. Și cum stătea el acolo, spune, era cald. Și Dumnezeu a trimis și a făcut să crească un curcubete, o plantă care avea frunze mari și i-a asigurat umbră lui Iona. Și Iona stă liniștit la umbră. Probabil că era prin ultimele zile la numărătoarea lui inversă. Probabil că era ziua 39 și zicea, mai este o zi și mâine vedem spectacolul. Și a doua zi, în loc să se dărâme Ninive, spune, Domnul a trimis un vierme și a înțepat curcubetele și s-a uscat. Domnul controlează și furtuna și viermele care înțeapă curcubetele și peștele care să-l înghită pe Iona și locul unde să-l verse pe Iona din gură. Unele circumstanțe ne plac, altele nu ne plac. La Iona, când a răsărit curcubetele, i-a plăcut. Când s-a ofilit, nu i-a plăcut. Dar același Dumnezeu care a făcut să răsară curcubetele este Dumnezeu care a făcut să se ofilească. Același Dumnezeu i-a dat și ceea ce i-a plăcut și ceea ce nu i-a plăcut. Pentru că Dumnezeu lucrează în suveranitatea Lui. Dumnezeu lucrează prin circumstanțe, prin evenimente, lucrează și prin oamenii care sunt în jurul nostru. Iosif era un tânăr bun, un tânăr înzestrat, cu multe calități. Frații lui nu prea erau băieți de treabă. El era altfel. Și frații lui, din invidie, îl vând să fie dus rob. Și ajunge să fie rob și acolo în Egipt, știți cum, iarăși, din răutate, nevasta lui Potifar îl face să ajungă la închisoare. Și un alt om din viața lui Iosif, paharnicul, uită de Iosif, 2 ani de zile. Iosif i-a explicat visul și i-a spus, auzi, când ieși afară de aici, te rog frumos, pune o vorbă bună la faraon pentru mine, că sunt nevinovat aici. Și când iese afară paharnicul, forget it, a uitat despre Iosif. Unii oameni te ajută, alții te apasă, unii te încurajează, alții te trădează, dar prin fiecare Dumnezeu te modelează. Poate că nu ne place, dar prin fiecare Dumnezeu ne modelează. Așa l-a modelat pe Iosif, așa ne modelează pe fiecare dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, până și diavolul ascultă de Dumnezeu. Vă aduceți aminte atunci când Iov a fost ispitit? De fiecare dată a trebuit să meargă să ceară permisiune lui Dumnezeu până unde să meargă. Și Dumnezeu îi pune limite. Îți dau voie să te atingi de ce este al lui, dar nu de el. Îți dau voie să te atingi de pielea lui, dar nu de viața lui. Și îi pune limite. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel, uitându-se la sine, în 2 Corinteni vorbește despre descoperirile extraordinare pe care le-a avut, viziunile pe care le-a avut. Și spune el, ca să nu mă îngânf, Dumnezeu mi-a pus un țepuș în coastă, un sol al satanei care să mă pălmuiască, ca să nu mă îngânf. Și diavolul este sub controlul lui Dumnezeu și nu poate merge mai departe decât îi permite Dumnezeu ca să meargă. Dumnezeu este suveran, este stăpân și El decide ce oameni, ce circumstanțe,
El decide și cât să permite să fim ispitiți noi în fiecare împrejurare. Apostolul Pavel le spune corintenilor, în 1 Corinteni, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Este o limită pe care Dumnezeu o pune până și în ispită. Mai înainte ca să îngăduie să ajungem într-o situație de ispită, ne echipează. Și când ai ajuns acolo, ești echipat. Fratele moldoveanu, Niculiță Moldoveanu, avea o vorbă și spunea el, în fiecare dimineață am o rugăciune și mă rog, strică Doamne astăzi planurile mele bune ca să se împlinească planurile tale desăvârșite. Planurile mele bune pot să fie o piedică pentru planul desăvârșit al lui Dumnezeu. Dumnezeu este olarul și El vede unde vrem, unde vrea să ne aducă să fim, ce să fim. Și ne modelează pas cu pas. Avem în San Antonio o familie de prieteni, familia Oprean. Pe Lydia o cunosc de când eram copii. Au emigrat în Statele Unite și când au venit, fusese tocmai după incidentul de la Cernobâl. Lydia era gravidă și a născut o fetiță care s-a născut cu spina bifida. Măduva spinării nu este închisă complet în coloană și din cauza aceasta fetița ei nu poate să umble. Acum este domnișoară, are 21-22 de ani, nu mai știu exact, sau mai mult, au trecut de la Cernobâl mai mulți ani. Și îmi povestea Lydia, am trecut prin vremuri în care am fost supărată pe Dumnezeu și am zis, de ce, Doamne? Și după aceea a scris o carte intitulată Becky, binecuvântarea mea. Cum poți să spui că un copil care este handicapat, care nu va putea umbla toată viața, e o binecuvântare? Omenește vorbind, nu vezi binecuvântarea. Dar când te uiți din perspectiva lui Dumnezeu, vezi binecuvântarea. Lydia, trecând prin greutatea cu care crești un copil care este cu nevoi speciale, cum este Becky, și-a dat seama că sunt atâția alții care trec prin aceleași situații. Și-a luat-o pe Becky și-au mers în România și-a adunat acolo mame și tați care au copii cu diferite handicapuri. Și i-a adunat câteva zile să fie împreună, să fie într-o tabără. Spunea ea, mulți dintre părinții aceștia n-au avut, de când s-a născut copilul lor, n-au avut nicio vacanță. Prima dată când au ieșit într-o vacanță. Dar mai mult, a învățat bisericile să fie sensibile la aceste nevoi. Tatălui Lydia este pastor pensionar acum, dar a construit în Cluj o biserică, Biserica Betel. Și Lydia i-a spus tatălui ei, Lydia este așa bătăioasă, i-a spus, tată, dacă nu faci rampă pentru handicapați la biserică, eu nu intru în biserica aia. Și după modelul românesc, Biserica Betel din Cluj are probabil 15 scări. Sunt multe scări. Și au făcut rampă pentru handicapați. Să poată intra și handicapați în biserică.
Uite cum îngăduie Dumnezeu în viața unei copile o suferință, ca să atingă viețile multora. Nu înțelegi și îți vine greu să accepți. Dar treptat, treptat îți dai seama de ceea ce Pavel spune că este înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Domnul își împlinește planul. Spunea cineva, Dumnezeu poate atinge ținta și cu o săgeată strâmbă. Eu am încercat să trag la țintă cu o săgeată dreaptă și n-am nimerit. Dumnezeu poate și cu o săgeată strâmbă să atingă ținta. Și spune prorocul Ieremia în pilda aceasta pe care o vede, îi pune Domnul o întrebare și spune, nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Ceva în lutul acela s-a împotrivit voiei lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai triste versete pe care le găsesc în Scriptură este în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, versetul 30. Spune acolo, fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Ioan a venit și a predicat pocăința și le-a spus tuturor, pocăiți-vă, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și fariseii și învățătorii legii n-au vrut să primească mesajul lui Ioan, chemarea la pocăință, și spune, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Dacă ar fi primit propovădirea lui Ioan și s-ar fi pocăit, ar fi avut o lucrare extraordinară în Israel. Și pentru că s-au împotrivit, spune, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru el. Dumnezeu l-a ales pe Saul ca să fie primul împărat al lui Israel. Când s-a uitat Israel, a zis, măi, așa împărat și dacă îl alegeam pe internet, nu-l puteam alege mai bine. Nu? Că n-au zis de internet nimica. Era cu un cap mai înalt decât ei, era frumos, era deștept și era și modest. Atunci când l-au ales, el a zis, auzi, nu, eu nu sunt eu de... Familia mea e o familie mică, nu, lăsați-mă pe mine. Dar s-a întâmplat ceva. A început să cuibărească mândria în sufletul lui Saul. Și vine mai târziu omul lui Dumnezeu, Samuel, și îi spune, câtă vreme erai mic în ochii tăi, Dumnezeu te-a ridicat. Dar acum când tu te-ai ridicat în ochii tăi, acum Dumnezeu te leapădă. Saul a zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru el. Îi spune Samuel, dacă ai fi ascultat de Domnul, ți-ar fi întărit scaunul de domnie. Dar pentru că n-ai ascultat, Dumnezeu te-a lepădat. Și uitați-vă la consecințele care au fost nu numai pentru el, ci pentru copiii lui. Ionatan moare în bătălie și vedeți repercursiunile neascultării lui Saul. Păcatele noastre pot să fie lucruri care strică planul lui Dumnezeu pentru noi. Poate să fie mândria, poate să fie egoismul, poate să fie ura, încăpățânarea și puteți dumneavoastră să continuați lista. Dar sunt lucruri care strică planul lui Dumnezeu pentru noi. Spune Apostolul Pavel, lăcomia este o închinare la idoli. Știți că niciun lacom nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și putem strica planul lui Dumnezeu pentru noi,
atunci când permitem păcatului să ne stăpânească și să ne îndepărteze de Dumnezeu. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Minunea pe care o văd eu aici este că Dumnezeu poate să refacă și un vas sfărâmat. Vasul acela n-a izbutit, era ceva în lut care îl împiedica pe olar să-i dea forma care voia. Dar îl ia și îl frământă din nou și îl pune pe roată și îl face din nou. Și atunci iese un vas așa cum a vrut. David a păcătuit cu Batșeba. Și păcatul lui l-a costat enorm de mult. Îi spune prorocul Natan, pentru că ai păcătuit, pentru că ai făcut dușmanii poporului lui Dumnezeu să-l blesteme pe Dumnezeu, sabia nu se va îndepărta de casa ta. Și a fost un preț pe care l-a plătit, un preț de suferință. Da, Dumnezeu îl restaurează și îi dă slujirea mai departe, dar este un preț. Citiți Psalmul 32, citiți Psalmul 51 și vedeți acolo și pocăința lui și restaurarea pe care Dumnezeu o face. Petru s-a lepădat de Domnul de 3 ori și Domnul îl reface pe Petru. S-a lepădat, dar Domnul Iisus se apropie de el și îl întreabă, Petre, mă iubești? Și de 3 ori îl întreabă și îi dă din nou o lucrare. Vasul este refăcut. Dumnezeu are puterea să ia o viață sfărâmată și să o refacă. Poate te uiți la viața ta și zici, am fost și eu ca și lutul acela care nicicum n-a vrut să iasă ce trebuie din el. Dar îngăduie Dumnezeu să fii zdrobit. Și când te zdrobește, nu te zdrobește ca să te distrugă. Te zdrobește să poată face în sfârșit vasul așa cum îl vrea el. Dumnezeu este stăpân. El este olarul. Noi suntem ca și lutul în mâna lui. Și în toate împrejurările prin care ne trece, el are în vedere scopul final, el are în vedere lucrarea pe care vrea să o facă noi, să fim ca și Domnul Iisus Hristos, asemenea lui. Și atunci îngăduie și circumstanțele și evenimentele și oamenii și accidentele să vină peste noi. Avem nevoie să fim zdrobiți mai înainte ca să fim așa cum ne vrea El. Îngăduie să trecem prin ispită și îngăduie să trecem prin încercare, dar în toate acestea are în vedere planul lui final. Când ne apropiem de Domnul și în seara aceasta, ne apropiem și cu întrebări, ne apropiem și cu frământările noastre. Aș vrea să ne aducem aminte de harul lui Dumnezeu. Am cântat cântarea de n-ar fi harul tău cel mare. Și dacă ne uităm fiecare în viața noastră, nu e așa că e cântarea noastră? De n-ar fi fost harul mare al lui Dumnezeu, unde am fi? De n-ar fi fost harul acesta așa de mare, încât nu odată m-a ridicat, ci de 2 ori, și de 3 ori, și de 5 ori, și de 7 ori.
putem să ne uităm și să zicem, Doamne, mulțumesc pentru că Tu ești olarul. Mulțumesc pentru că Tu ai un plan ca să mă modelezi. Și mulțumesc că vei face în mine lucrarea Ta. Și vreau să vă spun un lucru. Să avem grijă, ca și unii care suntem pe roata olarului, să avem grijă să nu zădărnicim noi lucrarea Lui. Să nu zădărnicim prin păcatul intenționat pe care îl facem. Atunci când păcătuiesc cu voia, îl sfidez pe Dumnezeu și spun că nu-mi pasă de El, nu-mi pasă de planul Lui pentru mine. Dacă atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să moară. Dacă atât de mult ne-a iubit, încât l-a zdrobit pe Fiul Lui, oare n-ar trebui să venim înaintea Lui să-i spunem, Doamne, zdrobește-mă și curăță-mă. David, după ce îl mustră Natan, îi spune Domnului, zice, Doamne, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Dar vreau să fiu curat. Haideți să-i spunem și noi Domnului, Doamne, împlinește-ți Tu voia în mine. Vreau să mă supun așa cum lutul este în mâna olarului, ca să mă faci după voia Ta. Și Domnul să ne ajute să ne supunem sub mâna Lui, să ne facă ceea ce vrea să ne facă. Amin. Vreau să cântăm o cântare pe care o știu,